Legea care prevede majorarea pedepselor și amenzilor în cazul cruzimii față de animale a fost promulgată, astfel cei care batjocoresc animalele vor primi amenzi usturătoare sau chiar închisoare, iar detenția poate ajunge, atenție, până la 7 ani în cazul uciderilor. Discutăm despre acest subiect cu Marius Marinescu, președinte al Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului. Bună dimineața, mulțumesc că ne sunteți alături. Bună dimineața, mulțumesc și eu. În sfârșit avem și o veste bună. Sau două vești. Vorbeam astăzi despre Sorin Oprescu mai devreme. Păi să nu uităm că Sorin Oprescu, în calitate de primar general, a ordonat să fie omorâți toți câinii de pe stradă. Deși erau sterilizați marea majoritate, în loc să-i adune, să-i dea spre adopție, a preferat în mod criminal să dea ordin să fie măcelăriți. Și uite că justiția divină l-a pedepsit acum. Trebuie să-i spășească vreo 10 ani de pușcărie. Bun, dacă îl găsesc polițiștii, cu siguranță, da. E pedepsit și mai ascult de atâta. Dar este foarte bine că a crescut sancțiunea pentru cruzime asupra animalelor între 2 și 7 ani. Înainte, când am introdus eu prima dată legea în România de protecție animalelor, am vrut să fie mult mai mare, am reușit la timpul respectiv de la 6 luni la 3 ani de zile să fie pedepsite cruzimile asupra animalelor. Au definit mai bine și zoofilia, fiindcă și înainte zoofilia însemna sau înseamnă cruzim asupra animalelor psihice și fizice, asta e traume fizice și psihice, dar este mai bine definit acum, deci este de salutat din partea iubitorilor de animale faptul că au crescut aceste pedepse. Dar vrem să vedem cum se aplică, că aici am avut noi o mare problemă și o avem. Cu voi am reușit să se înființeze poliția animalelor. Ar trebui să funcționeze mult mai bine, ar trebui să facă prevenție, ar trebui să nu mai vedem animale abandonate, fiindcă sancțiunea pentru abandon este cu închisoare de până la 3 ani de zile și nu prea se aplică. Ar trebui să vedem animalele sterilizate și mă refer în primul rând la câini, fiindcă și aici sunt sancțiuni dure. Nu prea vedem nici lucrul ăsta. Vedeți dumneavoastră, stimate domn, auzim aproape în fiecare zi că nu știu ce incident s-a mai întâmplat cu un urs. Nu vedem poliția animalelor să ia măsuri ca împreună cu garda de mediu, garda forestieră, să reloce aceste animale, să nu se mai ajungă la astfel de incidente. Atenție, legea aceasta, această modificare legislativă privind sancțiunile penale se referă la toate animalele, că mulți înțeleg că se referă numai la câini, nu numai la câini. Se referă și la animale sălbatice, fiindcă și acolo întâlnim la tot pasul braconieri, întâlnim ucidere cu intenție. Sunt animale braconate. Vedem că în restaurantele vânătorești găsim labă de urs, ceea ce nu este normal, fiindcă este interzisă, conform directivei europene, uciderea urșilor. Ar trebui relocați acolo unde coboară în localități. Dar nu se întâmplă asta, fiindcă autoritățile statului nu își fac datoria. Deci noi avem o problemă foarte mare cu autoritățile statului care sunt corupte. Spunea un fost președinte al României, Traian Băsescu, că vorbim de un stat mafiot, așa este. Iar domnul Klaus Iohannis ne spune că statul e eșuat, dar de ce este eșuat și mafiot? Ce au făcut acești șefi de stat? Ce face legislativul să schimbe lucrurile? Absolut nimic. Vedeți dumneavoastră, când un individ chinuiește un animal, îl ucide cu intenție, păi procesul durează atât de mult, ani și ani de zile. Avem o poliție animalelor, dar nu funcționează ca în Statele Unite. Să prindă individul care și omoare sau chinuie un animal, să-l ducă în fața procurorului și a justiției să fie condamnat la 48 de ore. Numai în situațiile astea putem vorbi de prevenție. Nu când un proces durează ani și ani de zile până se prescriu faptele. Deci noi avem o problemă foarte mare cu aplicarea legii, nu cu legislația în vigoare. Legislația e foarte bună, da. Foarte bine că s-au mărit sancțiunile, dar aplicarea legii lasă loc de interpretare și de tergiversare și scapă toți indivizii. Vedeți dumneavoastră la fața locului vreodată, stimate domnule, vă respect foarte mult și postul dumneavoastră de televiziune, că ridicați probleme în astea. Când se discută de un urs că coboară într-o localitate, vedeți să fie la fața locului poliția animalelor, care are atribuțiile astea de salvare a animalelor, are în subordine în jur de 400 de polițiști
Foarte scurt, domnule Marinescu, foarte scurt, vreau să vă întreb cât de mare este violența în rândul animalelor în România față de alte state europene, poate mai civilizate decât noi. Păi este direct proporțională cu gradul de civilizație și de corupție. Să nu uităm că România este sursă de trafic de animale pentru Occident. Deci traficul de animale este o mare afacere. Înseamnă miliarde de euro. Să duc câini sunt exportați ilegal, ca și niște animale economice în străinătate. Zeci de mii, chiar sute de mii de câini, de pisici, pleacă în străinătate. Da. Pentru ce? Pentru zoofilie, pleacă pentru folosirea la medicamente, folosirea animalelor în alte scopuri, pentru experiență. Iar poliția nu intervine, stimate domnule, autoritatea sanitar-veterinară nu intervine. Nu avem un regim special al adopțiilor în momentul de față, fiindcă nu se dorește. Toată lumea închide ochii că s-a face și sunt bani mulți. De asta vrem să se stopeze. Mulțumim mult pentru această intervenție. Așadar.